Întrecerea de astăzi este una cu reguli simple. Concurenții noștri trebuie să muște, să lingă, ori să nu facă nimic obiectului din fața lor. Bun, voi ați cerut-o. Acum e rândul meu să râd eu de voi. O, frate, ce noroc! Ted, tu ești primul. Ia o lingură și servește-te. Aoleu! Chestia asta arată teribil. Și gustul... Ce s-a întâmplat? Am nevoie să-mi dezinfectez limba acum. Oh, da, așa e mai bine. Andy, te rog. Poate nu e nevoie? Nu, nu mă voi atinge de așa ceva. Poate asta e mai bună? E bun. Mai vreau? Ce n-ai... Emma, cred că asta e a ta. Ce-ai făcut? Oh, nu, ai dreptate, unghia mea. Runda a doua. Ce avem pe masă? Pare a fi cretă. Andy este norocosul acestei runde. Emma trebuie să ia o mușcătură, iar Ted trebuie să lingă. Puteți să o faceți, prieteni? Ia stai o clipă. Oh, haide, Ted. Ce face? Doamna, uitați! Cred că am rezolvat ecuația. Nici măcar pe aproape. Încă un 4. Acum continuă provocarea. Bine, fie. Leh. Oh, nu. Poftim, asta e a ta. Poți face asta, Emma? Mușcă! Mușcă! Eu! Wow! Bună treabă, Emma! Super! Priviți la asta, zâmbet alb ca creta! Mă scuzați, trebuie să-mi fac niște poze cu zâmbetul ăsta. E numai bun de Hollywood! Biletele au fost împărțite, iar regina rundei trecute acum se poate relaxa. Poftim? Nu înțeleg. Cum se poate mânca așa ceva? Voi lua acest instrument minunat și... Știți cu toții la ce sunt folosite acestea în școli. Iar aici avem provocarea acestei runde. Ok, fie ce-o fi, bănuiesc. Oh, scopați-mă de ea! Mersi de pasă, Andy, am prins-o. Ups, wow! Nu e chiar așa de rău. Wow, iar asta e ceea ce numesc eu un snack neașteptat și chiar periculos. Andy acum regele, iar lui Ted și Emmy nu prea le arde de glumă. Cum să mă apropii de așa ceva? Totul sau nimic? Au! M-am înțepat la limbă! Nu-i deloc amuzant! O să-mi trebuiască tot curajul din lume să fac asta. Curajul e util, dar mai trebuie să-ți folosești și capul.
Bună glumă, doamnă! Bate-ți palma! Oh, ok, fie. Andy trebuie să ia o mușcătură. Emma stă o tură. Iar Ted va trebui să lingă următorul obiect. Priviți ce gustare colorată! E într-adevăr foarte drăguț. Cu cât mai repede încep, cu atât mai repede e gata. Cred că am o idee. Voi face o biluță și o voi pune pe băț. Oh, ce e aia? Unde? Ce? Cine? Repede să o schimb cu acadea reală. Hei, asta e delicios! Ok, dacă o spui tu, eu îmi voi face un burger cu plastilină. Să iau chifteluța colorată și să o pun pe o chiflă de burger. Yum! O, ce dezgustător! Cum de încă lingi chestia aia? Da, ai dreptate. Oribil. Jocul continuă, iar Ted în sfârșit stă pe tușă oriundă. Sau nu, încă nu e sigur. Tort cu castraveți murați? Frate, e bătaie de joc! Chiar e amuzant, așa-i? Cine-i primul? Emma, ești aleasa mea. Oh. Nu. Mănâncă? Eu nu voi atinge așa ceva. Nu vrei? Andy, dă-mi voie să-ți dau o mână de ajutor. Perfect! Hei, de ce nu pot vedea nimic? Cred că vei începe să ador lecțiile mele. Nu, pe bune? Grozav! Oh, wow, care-i faza? N-am făcut nimic. Arată prea bine. Și miroase prea bine. Oh, frate. Top. Totul cu o condiție. Nu. Nu o să faceți asta. O, ba, da, s-o fac. Acest Happy Meal își are locul în blender. Mai întâi burgerul. Apoi presărăm cartofii. Și ultimul, dar nu cel din urmă, sucul. E timpul să-i punem capacul și să-l pornim. Sunteți gata? Emma, ia o gură, dragă! Am să vomit! Ted? Rău. Chiar nu-i rău deloc. Eu îl voi da gata dacă n-aveți nimic împotrivă. Gustos. Și
ce am reușit să ajungem la runda finală. Fiecare dintre concurenți va trebui de data aceasta să lingă obiectul misterios. Înghețată? Făcută din ce, mă întreb? Uite din ce! Voi pune tot ce lasă după ei în sala de clasă și le voi amesteca împreună. Acum în formele pentru înghețată și la congelator le e locul. Gata! Nu pot! Da! Salvați de clopoțel! La revedere, doamnă! Unde ați plecat? Dar nu am terminat cu voi! Firar, am doar o felie de tort! Iar eu am un tort uriaș acoperit cu dulciuri! Nu știi ce e ăla tort cu adevărat uriaș? Uită-te aici! Nici nu văd unde se termină! Toată lumea are torturi apetisante și eu am... Deși știi ce? Eu sunt la dietă, așa că nu pot să mănânc multe dulciuri. Deși, desigur, îmi doresc foarte tare, pentru că tortul ăsta e pur și simplu incredibil de delicios. Wow! Se pare că Grace poate mânca dulciuri cu viteză foarte mare. Am exagerat puțin. Am stricat până și furculița, dar e în regulă, a fost gustos. Nici măcar nu mă îndoiesc. Așa că îmi doresc foarte mult să-mi încerc tortul cât mai curând posibil. O să încep cu bomboanele colorate. Acum pot merge mai adânc. Interiorul tortului e aproape mâncat. Mai rămâne să mă ocup de ciocolată. Pot să o fac. Yeah! O, da! Nu există niciodată prea multă ciocolată. Sau există? Uf, nu mai încape. Și te mai așteaptă un nivel de tort. O, nu! Nu m-am gândit niciodată că voi spune asta, dar m-am săturat de tort! Exact! Am o idee cum să scap de el, dar în același timp să nu-l arunc. O să fac un smoothie de ciocolată din el. După o masă atât de bogată, trebuie să bei bine. O, da! Uf! Acum nu sunt doar sătul, ci sătul de-a binelea! Jess, rândul tău! În sfârșit! Eu cred că nu voi aștepta nimic și voi începe imediat să mănânc acest tort de ciocolată! Cât de bun e! Jess, ai grijă! Tortul pare să cadă peste noi! Jess, îndepărtează-te! Privește în sus! Va cădea! Atenție! Jess! Ascultă-ne! Vai! Am avertizat-o! Jess? Ești în regulă? Eu? Din cauza tortului ăstui, acum sunt murdară! Uită de la mine! E groaznic! Da, arăți amuzant! Apropo, acum poți mânca tortul chiar de pe tine! Cred că mă descurc cu un chips picant. Eu am o pungă întreagă. Și de ce ești așa nefericită? Uite ce grămadă se află în fața mea. De acord, nu e totul atât de rău. Cred că voi termina cu acest chips numai decât. Știți, m-am gândit că va fi mult mai rău. E chiar delicios. Oh. Iute, desigur, dar tolerabil. Grace, acum e rândul tău să guști.
Dacă a ieșit atâta fum de la un chips, ce mă așteaptă pe mine? Sper să supraviețuiesc acestei pungi! Stop! De ce ar trebui să mănânc chipsurile pe rând? Va fi mult mai rapid și mai ușor dacă fărâm chipsurile în bucăți mici. Mă voi face cu acest baros! Și acum voi bea primiturile astea. Ca să fie mai ușor, voi bea totul cu apă. Vai! Uf, chiar că e mai ușor! Quentin, poți să mănânci și tu chipsurile astea groaznice? Nu te invidiez! Sunt puternic, așa că mă descurc cu o grămadă de chipsuri. Trebuie să o fac! Se pare că m-am entuziasmat prea tare! Uf, am scăpat! Trecem mai departe! Quentin! 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 Ești foarte transpirat! Lasă-mă să te șterg puțin! Mulțumesc, fetelor! Trebuie să mă descurc cu asta! Ura! Bravo! Ai făcut punga asta! Da! Vai! Sau ea m-a făcut pe mine? Trebuie să facem ceva urgent! Exact! Am o idee! Și eu! În sfârșit! Coșmarul s-a terminat! Ce-ați făcut? Deja nu mai ardeam! Acum mi-e frig! Mi-aș dori o floricică mai mare. Grămada asta e suficientă pentru mine. Oh, da! Pe mine mă așteaptă un turn imens de floricele. Dar Grace va fi prima care va mânca. Nu a fost deloc norocoasă astăzi. Pur și simplu ador bilele de floricele de porumb. Pentru că în ele sunt floricele de porumb ținute împreună de o masă foarte gustoasă cu care te poți distra. De exemplu, îmi poți face din el un nas mare și roșu. Wow! Uitați așa! Ce? Dar va fi și mai haios dacă îl voi mânca pe tot. Am o idee mai bună! De ce să nu fac un omuleț din floricele? Va merge în jurul mesei și va ataca pe toată lumea! Jess, tu ești prima! Ce prostie! Grace, omul de floricele te-a prins! Nu pot lăsa asta așa! Va trebui să-l pedepsesc pe acest bătăuș! Sunt cu adevărat delicioase! Și fiecare dintre aceste bile are arome diferite! Așa că vreau să încerc totul cât mai repede! Quentin, ce neglijent ești! Și ce dacă? Cel mai important e că mi-a plăcut foarte mult! O, da! Jess, acum e rândul tău să te distrezi cu aceste mingiuțe! În sfârșit! Chestia e că și eu iubesc floricelele de porumb! Prin urmare, aș vrea să fac o bilă mare din multe bile mici! Atunci toate gusturile vor fi combinate! Wow, e chiar foarte mare! Dar cel mai important e toată a mea! Hei! Unde? Nu! Stop! Nu te duce! Sper că Jess o va prinde! Așteaptă! Nu fugi de mine! Stop! Uf! În fine, m-am săturat să o fugăresc! Oh-oh! Se pare că mingea s-a decis să se întoarcă la mine! Ajutor! Salvați-mă! Ce e cu ea? Nu mă atinge! Te rog! Asta a fost dur! Sărăcuța de mine! A fost foarte neplăcut!
deși în același timp foarte gustos. Firar, am doar o râmă de jeleu. Iar eu am o mână de râme. Uitați ce grămadă de dulciuri e în fața mea! E suficientă pentru mine? De ce eu sunt singurul atât de ghinionist? Sper ca râma mea să fie cea mai delicioasă! Trebuie să-l ajutăm pe Quentin să treacă de asta! Au! Jess, mulțumesc pentru ajutor! Râma mea e cu adevărat delicioasă! Iar eu nu voi mânca jele obișnuit! O să fac ceva mult mai gustos din aceste râme! De exemplu, de ce să nu le transform într-un adevărat desert demn de un restaurant? O, da! Și pentru asta am nevoie de sirop de căpșuni și de niște bombonele. Arată minunat! Iar acum trebuie să mănânc frumusețea asta cu bețișoare. Mă imaginez stând într-un restaurant. Deși nu merge. Va fi mai rapid și mai gustos dacă voi mânca cu mâinile. O, da, aveam dreptate. Total de acord cu Jess. Să mănânci râme de jeleu cu mâinile e distracția mea preferată. Să împarți cu prietenii? Nu, vreau să mănânc fiecare râmă singură. Fiecare râmă, zici? Am un cadou pentru tine. Cred că o să-ți placă. Asta e pentru lăcomia ta. Acum o să mănânci îngrozitoarea râmă. Uite, Jess. O așteptăm. Ciudat, unde e râma mea? Se pare că Grace a înghițit-o. Vai. Și ciudat, de ce mi se mișcă ceva pe limbă? O râmă vie, oribil. Ieși afară. Nu e deloc amuzant. Wow, am jeleu din Hubba Bubba! Ce noroc! Uită-te la asta! Iar eu am jeleu din Kit Kat! Super! Wow, ce fain! Fetelor, pur și simplu ador Fanta! Grozav, Molly! Cine începe? Hai, Sandy! Cu plăcere, mulțumesc! Wow, ce jeleu gustos! Incredibil! Fetelor, priviți! Acum voi face un balon din gumă! Uitați-vă! Cum să zic? E cam micuț balonul Sandy? Ce? A, da? Acum o să fac un balon atât de mare că o să plezniți de invidie! Hai, prietene! Dăm tot ce poți! Îl umplu rapid! Wow, grozav! Bravo, Sandy! Ei, cum e? Vă place? Sigur că da! Și e totul pentru mine! Ce ziceți? Stai! Nu faci asta! Va exploda! Hai, nu fiți așa! Nu e nimic de speriat! Sunt atât de înfometată! Ah! Nu! Măiculiță! Cum să mă mai scap de asta? Ați avut dreptate! Hai, Molly! Ura! Îmi imaginez ce urmează! Oh! Ce se petrece? De ce nu iese jeleul? Hai! Ieși! Uf, ce greu! Aproape că am reușit! Ce mai e și asta? Aleluia! Delicios! Asta da delicatesă! Am o idee! Ce-ar fi să închid capacul și să agit bine sticla? Uf, asta va fi grozav! Nu! Oprește-te! Nu face asta! Ce? Fleacuri! Știu ce fac! Nu! Nu! Măiculiță! Ce înspăimântător! E jeleu?
mare! Oh, fetelor sărăcuțele! Cum ați reușit să vă murdăriți așa? Dar acum e rândul meu să încerc geleul. Și e cu ciocolată! E super gustos! Și fără bătăi de cap! Wow, ce noroc! Am primit bețișoare Pochi! Tu ce ai? Nu știu. Cutia asta arată ciudat și puțin înfricoșător. Oh, ce tare! Ce haios! Ce acadea amuzantă cu un șarpe! Uitați! M-a prins! Ce hazliu! Grozav! Fetelor, pot fi prima? De-abia aștept să-mi încerc bețișoarele! Dacă ați ști cât sunt de gustoase! Nu o să mă credeți, dar aș mânca doar asta pentru totdeauna! Vreau și eu! Ce zici, șarpe? Excelentă idee! Hei, unde te duci, Sandy? Ciudat! Minunat! Ha, ești gata, șarpe? Prinde repede bețișorul și fugi! Am reușit! Suntem o echipă grozavă! Auleu! Ce durere! Mi-am mușcat degetul! Ai, trebuia să fi văzut! Ce amuzant! Nu e nimic amuzant! Hei, unde s-a dus? În sfârșit, ce bețișor parfumat! Cine e hoțul? Tu ești șarpe? O, am găsit-o acadea! Ce gustoasă! Hei, Molly, dă-mi acadeaua înapoi! Vai, fetelor, ce copilăresc! În fine, e timpul să aflu misterul cutiei! Oh, ce drăguț! Ce-i asta? Un gândac? Dă-l la o parte! Sărăcuțele! Nu-l asculta, micuțule! Nu te voi da nimănui! Nu ești deloc înfricoșător, ești chiar drăguț! Vreți să-l mângâiați? Ce? Ajutor! Scapă cine poate! O, Doamne! Astea sunt cele mai picante chipsuri din lume! Oh! Iar eu am înghețat de căpșuni! Haideți mai repede! Îmi lasă gura apă! Iar eu am Mentos! Oh! Ups! Scuze! Pot să încep? Mulțumesc! Fantastic! Înghețata asta e făcută pentru a fi mâncată de mine? Grozav! Și eu aș vrea să o ling! Hai, Kate! De ce mi-ai amintit? Nu vreau deloc să încerc aceste chipsuri înfricoșătoare! Doamne! Ce mari sunt! E peste puterile mele! Curaj, Kate! Of, bine! Doamne! Mă cutremur toată! În regulă! Ok! Nu e rău! Și eu mă temeam! Nu e deloc periculos! Acum îl voi face bucăți și îl voi mânca mai repede! E mult mai comod așa! Ce se petrece? De ce e atât de cald aici? Ard toată! Ajutor! Altfel va izbucni un incendiu! Nu! Nu în mine! Oh, nu! Toată înghețata mea s-a topit! Ce coșmar! Uite ce ai făcut! Ups! Ah! Trebuie să fac rapid ceva! Trebuie să salvez situația! Poate Mentos mă va ajuta? Acum îl voi mesteca și voi stinge focul cu respirația mea rece. Ura! A funcționat! Oh, se pare că asta nu e tot! Focul ăsta se va opri vreodată? Toată speranța e doar în Mentosul meu! Oh! Măiculiță! Vai! Bine, voi distrați-vă, iar eu voi încerca să-mi beau înghețata cu paiul. Am vată de zahăr! Oh! Iar eu am primit un cocktail Mars! Oh, săraca Molly! Gumă de mestecat Toxic Waste? Serios? E prea periculos! Hai, Sandy! Perfect! Eu încep din nou! Pentru că am noroc cu bunătățile,
ce vată de zahăr moale și dulce! E incredibil de gustoasă! Pur și simplu se topește în gură! Suntem așa de fericite pentru tine, Sandy! O idee! Cum arăt? Oh, grozav! Asta da! Bravo, prieteno! Sunt Batman! Haide, Kate! Da, șefule! Super! Uitați-vă la asta! Trebuie să prind cocktailul cu gura! Ce faci, Kate? Oh, super! Ups, scuze, Sandy! A fost grozav și foarte gustos! Mai vreau puțin! Înainte, Molly! O, da! Adică, o, nu! Mă așteaptă adevărată provocare! Am cea mai acră gumă de mestecat din lume! O, Doamne! Săraca Molly! Acum te voi salva! Oh, mai am puțin cocktail în sticlă! Un moment și îți voi alina suferința! Ah, uf, mai sunt în viață? Vorbești cu mine? Ia! Ține asta!